Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți prezenți, iată, în municipiul Drăgășani și vreau să încep adresându-i de asemenea mulțumiri domnului primar Cristian Nedelcu pentru că, iată, asigură condiții excelente de desfășurare a ședinței Consiliului Județean Vâlcea aici, în municipiul Drăgășani. Doresc să vă mulțumesc pentru inițiativa de a organiza această ședință a Consiliului Județean aici la Drăgășani. Cu această ocazie doresc să vă salut pe toți consilierii județeni, aparatul de specialitate al dumneavoastră și, nu în ultimul rând, invitații. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT Comuna Vaideeni și UAT Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vâlcea pentru realizarea studiilor, documentațiilor tehnice premergătoare depunerii spre finanțare a proiectului dezvoltarea infrastructurii de agrement în stațiunea turistică Voineasa, județul Vâlcea, Adventure Park. Lumea trebuie să înțeleagă, nu e puțin ce facem noi azi. Astăzi dăm 250.000 de lei pentru realizarea acestui proiect Adventure Park în condițiile în care mai avem proiecte de acest gen, știți foarte bine, la Vlădești, aprobat pentru strand, complex de agrement și așa mai departe. Ne-am asociat cu mai multe localități din județul Vâlcea, Ognele Mari, iarăși unde vrem să facem o bază de tratament. Pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.